Lucrurile s-au rezolvat până la pauză. Mioveniul avea deja 3-0 după 45 de minute pentru debutul liniștit al fostului Dinamo Vizmihalcea. Noul antrenor al argeșenilor a ținut să-i mulțumească lui Florin Marin pentru modul cum a pregătit echipa. A fost un meci, să spunem, la discreția noastră. Băieții au avut o atitudine foarte bună, au înțeles mesajul meu. Și dacă înainte de meci mi-a fost un pic teamă că nu pot ieși din starea asta de disconfort al lor, au arătat o atitudine pozitivă și puteam să câștigăm și la o diferență mult mai mare. Sincer, nu cred că am vreun merit la această victorie. Și o spun din toată inima. În două zile noi nu puteam să schimbăm decât puțin atitudinea asta a lor. Meritul aparține în totalitate jucătorului și domn profesor Florin Marin. Pentru că am văzut niște automatisme și am văzut relații de joc pe care eu în două zile n-aș fi putut să le antrenez. Miroslava a început slab campionatul Ligii a doua. Promovată în vară, echipa din Moldova va avea mari probleme în atingerea obiectivului, menținerea în eșalonul secund.